Deci ăsta e cel mai mare bucovinean al tău, ca dimensiuni, mascul. Și acum... regulerați ca... ca vârstă și ca... ca mărime. Și mărime și grosime. Da, da, da. E și boboc și curadu mare, dar nu e ca ăsta. N-au nici aceea și... uitați, e diferență între... Da, ia uite și corbul. Da. Ia, și corbul ăsta mare. Asta e corbul. Ăsta mare. Îi lăsăm să hărie un pic? Nu. Nu, să nu expunem la pericol. Așa, comparația m-a interesat. Da. Asta e corbul meu, cernat. Cernaș cu voi, cei mari. Da. Asta am vrut să văd o comparație între un corb mare și un bucovina mare. E interesant așa de văzut și pentru cei care se uită. Da. Un mascul foarte bun. Mult tot ce. Da, frumoși amândoi. Da, ca rasă ăștia ar fi cei mai buni de montat cu ei momentan. Da. Dar ei nu se cunosc așa. Nu, ei nu se cunosc, pentru că ăsta a fost aduși de 3 săptămâni la mine. Da. Și ăsta aici s-a crescut. Am înțeles, da. Deci are nicio legătură. Oarecum ei ar fi rival dacă... Da, ăștia doi s-ar bate între ei. În rest n-avem treabă. Bine, ăsta când o fi să plecăm la expoziție, o să-l iau separat față de ceilalți. În rest n-am treabă. Că noi ce le-am făcut ca să putem să-i plimbăm pe remorcă la expoziții pe peste tot unde vom merge cu ei. I-am schimbat, am adus și de-ai miei o săptămână, două la frate meu și de-ai lui la mine ca să se cunoască unul cu altul. Da. Că altfel ar fi greu să pleci într-o remorcă. Păi n-are cum, că să omoară. Da, corect. Devin dușmani. Doar ăștia doi ce nu se șumează și vede diferența. Noi când am montat femele, nu l-am montat de față cu masculii. I-am dat separat ca să nu prindă ură. Aha, da. La noi nu s-a văzut niciodată mascul montând de mascul între mascul. Nu. Deci n-a existat așa ceva niciodată. Da. Așa e. Că le pierzi, e păcat să îi lasă să mănânce, că degeaba investește ei dacă îi lasă să mănânce. Normal. Uitați, e foarte greu să deții atâția câini la cum arată ăștia, și ca grosime, și ca... Sunt îngrijitudine la tratați ei. Bine. Se vede că sunt deci, îngrijiți bine. Sunt animale îngrijite, timp dedicat la ei. Alimentați bine. Da. Mai trebuie să le dai și lor joacă. Da, trebuie să le dai. Am câine și îl ții legat și... Nu îl vizitezi, îi pui apă și mâncare și îl lași acolo, nu. O să treci pe la ei, să te joci cu ei. Să au nevoie și de afecțiune, da. Să vază și ei, e și ca și copilul. Degeaba îl lași și îl ții legat în grădină și te duci să-i dai odată pe zi mâncare și apă, că nu e. Da. Uitați, cu voi cu vagabă. Acum sunt și eu curios, vedem ce iese din el, ce transmite. Eu la corp știu, transmite bine. Asta da, asta am făcut multe monte cu el și știm ce dă din el. Da. Dar știți cum e, când unul abia l-aduce un mascul să mai îndepărtezi sângele, primul cuib de pui e mai multă curiozitate decât... Sunt curios cum iese oi, are și tătarul. Fiu din Cernat. Aha. Ăsta micuțul de 6 săptămâni. Da. Oricum, a ieșit exact ca el, fără pic de alb, fără... Dar la joacă, ăsta acolo, cum s-a. Frumos, ce să zic. Da, ce să... Sunt câini pe ales aici la voi. Da, nu mai selectați. Investiție, bani mulți băgați în ei. O să-l aduc și pe fisul. Acum, nu știu când tragi linie dacă rentează. Asta dacă facem socoteală, nici omul nu dacă... rentează, că și el consumă. Păi asta zic. Dacă nu e pasiune, așa nu prea, da, nu e, că dacă nu prea e nicio sfârială. Dacă stai să faci socoteală, e bine și de ăla care ai văzut, care bagă la păcănele, joacă la păcănele. E un hobby. Un hobby și nu câștigă nimic, da. Ui, tai cu... de tot. Așa este.
Deci cu câinii e mai multă pasiune decât investiție, că niciodată nu investești, nu scoți. Cât investești. Da, știu. Știu, cine zice că faci bani mulți cu câini se înșeală, nu e. Greșești. Bagi o grămadă de bani în câini. Păi nu e o soluție din aia pentru purici. 80 ceva de lei pentru 3 picături. Da. Nu cunoaște nu. Problema, nu-i crescător ca să vadă ce înseamnă. S-ar lua un pic la joacă. La bătaie un pic acum. Da. La 30. Evităm. Evităm, nu se poate. Lucrurile astea, că e păcat de ei. Hai, cum v-am zis, e foarte greu să nu-i ții, să nu se bată. Da. Mie ăștia doi îmi place cel mai... Da? Ăia vă plac cel mai mult? Bine, ăștia doi îmi place cel mai tare. Doi câini masiv, mascul masiv aici. Da, ăștia, da, doi sunt. Adică eu sunt cocoțat eu aici, pe o stâncă. Ce mă trage, stau? O turba, frate! Caută-l! Așa, așa, atât, e bine. Ceva de genul, super! Ok, super. Și ăia sunt frumoși, Și Corbi și Bucovina. Da, e două exemple. O să particip ca cu ei la Bran. Da, o să-i vedeți la Bran. Pe 1 aprilie. Concurs național de ciobănești. UCHR-ul. Să-l mai indicat de dați drumul la toți. Până la Gămălie să nu mai rămâne nici sus, nici post. Acolo, în zona aia, sunt urși pe dealul ăla? Nu, aici. Peste tot, aici, în spate, mulți. Aici? Aici? Acolo, spre cheia. Spre cheia. Aici, peste, aici mai jos un pic, am mâncat oile lui domn profesor de matematică. Avea multe oi? Avea 15 și a mai rămas cu 2. Mi le-am mâncat într-o noapte. Lupi. Le-am omorât mai multe. Lupii? Lupi, da. Lupii sau șacalii. Păi l-am văzut aceea, este o țeavă, este o conductă de apă. Ziua l-a văzut la țeava de apă, lumea. Aha, da. E mare? Da, l-am văzut și eu aici pe gârlă. Este un an de zile de când l-am văzut. A traversat și s-a dus cu astea. Am dat drumul la doi câini. Era la urmă de seară, așa. Și s-au dus după el? S-au dus după el, da. Și a fugit, normal. Normal, dar ce să te duci, ce să-i ce... Dar s-a dus, câinii s-au dus, săracii, nu, nimic de zi. Da, numai că lupul ai văzut că are o strategie. E bandit. Animalul sălbatic. Da, animalul sălbatic e învățat cu toate vicleșugurile. S-a învățat și cu omul, bare cu câinii sau lumine sau alte. Da. Thank you.
Așa sunt pui, nu prea... Nu spate, că-ți-o dat!